lansăm din nou un apel către toți votanții din județul Suceava, pentru că noi facem conferința aici la Suceava, pentru că s-a dovedit și ieri, dar o știm cu toții, o știu și cetățenii, PSD-ul nu s-a schimbat. PSD-ul este și rămâne același pericol pentru România și pentru români în ceea ce privește dezvoltarea, în ceea ce privește relațiile internaționale, în ceea ce privește insistențele de a modifica legislație pentru a apăra clanuri mafiote. În condițiile în care, în urma votului din turul 2, președintele Iohannis va obține un nou mandat, acest fapt va reprezenta garanția că vom termina cu guvernările și abuzurile PSD.